Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Fecioară, 14 octombrie. Zodia Fecioară, te simt foarte în așteptare, ai suspiri după ceva, ceva, aștepți ceva să vină din trecutul tău. Vrei ca ceva din trecutul tău să vină, să revină sau să vină în viața ta? Ești... Ai dubii, ai ezitări, e ceva precar, deci nu ești sigur pe acest lucru, aștepți ceva, ești tormentat. Aveți grijă la amenzi, aveți grijă la persoanele, la poliție, la jandarmi sau aveți grijă la... Deci trebuie să aveți atenție, da? Pe ceea ce așteptați dumneavoastră trebuie să fiți... să încercați să vă protejați, să încercați să vă controlați. Ceva aici îmi spune că trebuie să fiți în gardă. Da? Trebuie să fiți în gardă în ce privește legea, e posibil. Trebuie să aveți control, atenție. Astăzi cărțile vă sfătuiesc că trebuie să fiți mai atenți în ceea ce faceți. Și cred că asta vă dă suspirații din cauza asta. Aveți anumite nedumeriri în sufletul dumneavoastră. Vă turmentează ceva, vă preocupă ceva. Sunteți preocupați în ce privește legea sau să rezolvați aceste lucruri din trecut. Aveți ceva de rezolvat și sunteți în așteptare și acest lucru vă preocupă. Haideți să vedem și Îngerul Gabriel pentru Zodia Fecioară. Expresie creativă, creativitatea divină se exprimă prin acțiunile tale. Astăzi veți fi creativi, veți ști ceea ce să faceți, veți fi energici, inspirați, să spunem așa. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. Vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile care le voi distribui. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!